cuticule este extrem de important. Ele protejează organismul de infecții. În lipsa cuticulei, bacteriile pătrund cu ușurință în organism. Dacă motivul pentru care obișnuiești să stai cuticule este că sunt prea mari și arată inestetic, sunt și alți pași pe care îi poți urma chiar și tu singura acasă. Unul dintre cei mai importanti pași este hidratarea. Cuticulele tale capătă un aspect neplăcut atunci când sunt uscate, așa că menține-le hidratate. Aplică o cremă de hidratante seara înainte să mergi la culcare și masează zona cuticulei. În plus, pentru persoanele care au cuticulele foarte uscate și deshidratate, eu recomand parafina rece, care este o lumânare. O aprindem, o lăsăm să se încălzească și o aplicăm pe mânuțe. Acum, mai ales în sezonul rece, o recomand. Și chiar și când e vară și dacă avem cuticulele foarte uscate, la fel este recomandată. Și plusul acestei parafine și lumânări este că puteți o folosi chiar și acasă. Următorul pas este să le împingem cu un băț de portocal. Dacă te deranjează vizual cuticule și ți se pare că îți strică manicura, ideal ar fi să faci acest lucru atunci când ieși din baie și cuticula ta este înmuiată de la apă caldă. Trebuie să împingem cuticula cu un băț de portocal în așa fel încât să o ridicăm foarte puțin. Nu împingem adânc în rădăcina unghiuței. Evită substanțele care îți deshidratează cuticulele. Anumite substanțe chimice din detergenții pe care îi folosim atunci când facem curățenie ne usucă în exces mâinile și inclusiv cuticulele. Poți un obicei de a purta mănuși atunci când faci curățenie și când intri în contact cu produsele mai agresive. Totodată este important să evităm soluția de îndepărtare a lacului care conține acetonă. Înlocuiți-o cu un dizolvant fără acetonă. Sunt persoane care își taie cuticulele la câteva zile și riscă să aibă o cuticulă mereu inflamată și roșiatică. Eu recomand cuticula să fie tăiată la 2-3 săptămâni, pentru că așa cuticula ta crește mai puțin. La fel urmând și pașii de hidratare și ulei și tot ce se recomandă pentru o cuticulă perfect sănătoasă și frumoasă.